Bună ziua tuturor, sunt Bogdana Bursuc, psihoterapeut și astăzi o să vorbim împreună despre miturile legate de sexualitate. Dragoste nu înseamnă sex fantastic, pentru că în realitate ce se întâmplă, noi avem ideea asta că dacă suntem îndrăgostiți, suntem plini de pasiune, de încântare, de fluturi în stomac, este ceva nou, sexul o să fie fantastic. Dar în realitate este noutatea care este fantastică, da? Și avem impresia că sexul este fantastic. Mai mult decât atâta, se întâmplă foarte frecvent să confundăm atracția sexuală, da? Și un sex bun, da? Cu ideea de dragoste. Dar ele sunt două lucruri total diferite. Această idee falsă, da, că bărbații trebuie să inițieze sexul, fac cumva ca femeile să stea deoparte și să devină pasive și să nu exprime cumva dorința lor sexuală, iar în același timp pun o foarte mare presiune pe bărbați ca ei de fapt să fie singurii responsabili pentru viața sexuală a cuplului. Mai mult decât atât, ce se întâmplă? Femeile cumva, spre deosebire de bărbați, simt dorința sexuală înaintea arousalului sexual. Bărbații simt dorința și arousalul sexual în același timp, iar pentru ei e mult mai ușor să-și dea seama cumva că au o dispoziție sexuală decât femeile. Fals. Deci e bine cumva să trăim plăcerea sexuală, dar nu chiar orice crește plăcerea sexuală este binevenit. De ce? De exemplu, sunt foarte multe cupluri care acum introduc, de exemplu, pornografia în viața lor sexuală sau jucăriile sexuale. Și e adevărat că intensitatea sau frecvența relației sexuale crește, da? Dar este ceva pe termen scurt sau o flacără care se stinge repede. Pentru că, în realitate, partenerii devin mult mai interesați de senzațiile fizice sau de plăcerea respectivă sau de jocul respectiv sau de pornografia în sine decât de relația cu partenerul. Devin mai interesați de obiectul muncii decât de partener, ca să zic așa. Da? Și atunci asta este o problemă. Depinde cumva ce ne dorim. Asta este complet fals. De exemplu, cele mai multe studii mari pe sexualitate spun că cuplurile căsătorite au o viață sexuală mult mai frecventă decât persoanele necăsătorite, pentru că, în primul rând, sexul este regulat, da? Au cu cine face, au unde face sex, și mai mult decât atâta, cuplurile în care există o anumită intimitate emoțională și un anumit respect au un sex mult mai satisfăcător decât persoanele care au aventuri de o noapte sau nu au un partener stabil. Asta este validat științific. Aș zice mai degrabă că nu, oamenii nu sunt monogami, adică noi cumva suntem creați cumva ca și structură și biologică și psihologică să putem avea relații sexuale cu mai mulți parteneri, dar ce contează? Contează cumva care sunt valorile noastre, care sunt preferințele noastre și care sunt deciziile noastre de viață, dacă nu se întâmplă nimic fără voia și consimțământul nostru. Mai mult decât atât, a fost făcut un studiu foarte interesant care evalua cumva câți parteneri își doresc femeile, câți parteneri sexuali își doresc bărbații, și rezultatele studiului au fost impresionante. Și femeile și bărbații au spus un partener. Da? Adică ce își doresc cu adevărat. Da? Este un partener cu care poate de fapt avea o relație de atașament, în care se simtă în siguranță, cu care să poată funcționa pe termen lung și cu care de fapt să aibă o viață sexuală satisfăcătoare. Da? Nimeni nu-și dorește exclusiv, da? Poate sunt perioade din viață în care, din diverse motive sau elemente care intervin în viața noastră, suntem tentați cumva să înclinăm balanța, exact cum am spus, spre intimitatea sexuală și nu cea emoțională. Dar, în realitate, marea majoritate dintre noi își doresc să le aibă pe amândouă în aceeași persoană. Asta este o părere, da, care circulă, nu e neapărat un mit, e o părere. Unii oameni consideră că e bine așa, alți oameni nu consideră că e bine așa. Da, aici intervin și tot felul de idei religioase și tot felul de valori din familie. Da? Dar ce se întâmplă, cred că fiecare dintre noi are nevoie asta de a explora și de a se cunoaște pe el însuși. Și ca să ne cunoaștem pe noi înșine, trebuie de fapt să intrăm în diferite experiențe din care să putem afla cum suntem noi și ce putem noi sau ce nu putem noi sau ce știm noi, ce nu știm noi. Și cred că din punctul ăsta de vedere, viața sexuală nu este o excepție de la nevoia noastră de a ne cunoaște pe noi înșine.
Asta este adevărat. Da, este adevărat. Mărimea contează în ce sens? Sunt foarte multe cupluri care au dificultăți sexuale pentru o nepotrivire între cei doi. Deci o nepotrivire efectiv fizică. Da? Penisul este ori prea mare, de obicei asta este nepotrivirea importantă și atunci e imposibil pur și simplu intimitatea asta fizică între parteneri. Deci mărimea contează în primul rând ca să existe posibilitatea unui contact sexual. Apoi, legat de beneficiile și plăcerile care vin într-o relație sexuală, depinde foarte mult de ce așteptări, ce idei și ce alte lucruri se mai întâmplă în afară de, să zic așa, mărimea respectivă într-o relație sexuală. Fals. Da. Femeile și psihologic și biologic sunt construite cumva cu nevoi sexuale și să-și trăiască viața sexuală, numai că ele gândesc cumva și simt diferit decât bărbații, dar e foarte adevărat că multe femei au aceste fantezii sexuale în mod egal cu bărbații. Cum au fost fetele educate cumva, este să nu fie active sexual, să nu-și exprime sexualitatea, să se rușineze de dorințele lor sexuale și asta face cumva să ne gândim că ele nu-și doresc nicio aventură, nicio noapte. Asta este iarăși fals. Pentru că ce se întâmplă, sexualitatea bărbaților sau modul de manifestare a sexualității bărbaților este mult mai la vedere, ca să zic așa, da? Este ejacularea, da? Este erecția, sunt lucruri care se văd cumva. Da? Pe când la femei, disfuncțiile sexuale sunt lucruri care nu sunt la vedere fizic și cumva nu le vedem. Da? De exemplu, arousalul sexual, pot fi probleme de arousal sexual sau de dorință sexuală, da? Sau de incapacitate de a trăi un orgasm, da? Dar care nu se văd neapărat. Și atunci e această idee că bărbații au mult mai frecvent probleme sexuale. Mai mult decât atât, ei vorbesc. Da, sexualitatea este ceva în apanajul masculinității, mult mai acceptat social, iar femeile cumva nu vorbesc despre asta, da, dar este fals. Cel mai mult la bărbați e presiunea asta pe care ei înșiși o pun pe ei legată de performanță, da, de performanța sexuală, că trebuie să dureze 100 de minute, da, sau că trebuie imediat ce se întâmplă ceva, eu trebuie să am un răspuns sexual, deci trebuie să am o erecție, că dacă nu e ceva în neregulă cu mine. Și ei își evaluează foarte mult, se evaluează ei în funcție de performanță și se evaluează ca masculinitate, ca bărbat cumva în funcție de performanța sexuală și ei înșiși cumva pun presiunea asta pe ei. La femei, de exemplu, foarte multe din disfuncțiile astea vin din faptul că ele sunt educate cumva în a se rușina și a nu exprima ce au ele nevoie. Da, apropo de anorgasmie, da? Și nu se simt confortabil în corpul lor, nu se simt confortabil cumva cu corpul lor, da? Toate ideile astea că nu e suficient de slabă, de așa, de celulita, vergeturile și alte lucruri, cumva scad foarte mult, pun focusul pe ele și pe ce nu este în regulă și atunci plăcerea nu e incompatibilă cu fluxul ăsta de gânduri. Da, e adevărat, nu chiar la 7 secunde, dar se gândesc mult mai frecvent la sex, asta e foarte adevărat, decât femeile, da? Și ține cumva de modul în care fiecare se raportează la relații, iar femeile cumva au alte standarde pentru relații decât bărbații, iar standardele femeilor cumva înclină spre alte lucruri sau mai multe lucruri decât cele care sunt legate de sexualitate. Este o glumă care spune în felul următor, că este important când funcționează, când este și funcționează, este important 20%, când nu este și nu funcționează, este important 80%. Este fals. Este fals. Bărbații cred că vor experiențe sexuale, cred că vor relații, cred că fiecare de fapt undeva își dorește un loc în care să se simtă bine, să se simtă în siguranță și un partener cu care poate să trăiască și o viață sexuală satisfăcătoare, dar și o viață emoțională satisfăcătoare, în care să se simtă apreciat, iubit, important. Deci este fals, da? Este fals și ce aș vrea să zic este că, într-adevăr, e un drum lung până când sexualitatea cumva este considerată
o posibilitate și ceva ce unii oameni trăiesc, da? Dar ce aș vrea cumva să ne amintim împreună e că nimic nu s-a născut acum. Da, în anul 2020. Da, și homosexualitatea există de când e lumea și pământul. Da, și dacă stăm să citim legende și tot felul de pilde și tot felul de... Putem vedea, de fapt, că acest tip de relații sexuale au existat, sau relațiile cu animale, sau... Da, tot timpul au existat. Sunt niște realități, da? Nu este nimic anormal, doar că fiecare are dreptul să-și exprime cumva o poziție și o opinie vis-a-vis de asta. Sunt de acord, admit, prefer, sau nu sunt de acord, nu admit, nu prefer. Cu siguranță e un eveniment care se întâmplă, da? Și ce cred că e foarte important de spus este că reacția asta pe care unele persoane o au într-un cuplu, și anume de a merge și de a căuta o altă relație, este o reacție pe care ei o au la diferite lucruri care se întâmplă în relația de cuplu. Da? De exemplu, partenerul nu e suficient de atent la mine, sau partenerul meu nu e atent la mine, nu mă apreciază suficient, nu are timp pentru mine, sau tot felul de lucruri care se întâmplă în dinamica de cuplu, da? Fac ca să fie o problemă. Aici vreau să fiu foarte precisă în ce spun. Deci, practic, ce vreau să zic e că în cuplurile în care există cumva o dinamică problematică, crește riscul să existe o relație extraconjugală, dar nu vreau să zic că asta este cauza. Da? Crește doar riscul. Ce se întâmplă? Cel care decide să răspundă la problema din cuplu în acest fel, da, este decizia lui.